Peisaj dezolant lăsat de petrecăreții care au chefuit în tabăra de sculptură de la Măgura, județul Buzău, în perioada sărbătorilor pascale. Acesta este motivul pentru care Muzeul Județean, alături de aproximativ 100 de elevi ai Colegiului Național Bogdan Petricei cu HD-ul din Buzău, au organizat o acțiune de ecologizare în zonă. Deși tabăra este prevăzută cu pubele, coșuri pentru gunoaie, am avut neplăcuta surpriză să constatăm că multe dintre acestea erau goale și mormane de gunoaie în jurul lor și pe raze de 10 de metri pătrați. Nu-l bag, îl rup! Peisajul care i-a întâmpinat pe elevi le-a lăsat un gust amar. Pe lângă statuile unicat se aflau la tot pasul urme ale trecerii zecilor de amatori de grătare care au luat cu asalt zona în mini-vacanța de Paște. Înarmați cu mănuși de protecție și saci de gunoi, elevii au curățat întreaga zonă. I-am găsit tot felul de lucruri, de la 20 sticle până la pampers. Au fost foarte multe ambalaje, vreascuri de la grătare. Nu au grijă deloc de natură și ar fi foarte urât dacă toată lumea ar face așa ceva. Am încercat cumva să ajutăm natura și să încercăm să facem oamenii să se responsabilizeze, să înțeleagă că e lumea în care trăim și trebuie să avem grijă de ea. Toți am fi preferat în această zi minunată să fim urând în altă parte și să facem multe alte treburi. Însă, din păcate, a fost nevoie să fim aici, să adunăm 10 de saci de gunoaie, resturile rămase, după aș îndrăzni să le zic, turiști, după sărbătorile pascale din tabăra de sculptură Măgura. Tabăra de sculptură în aer liber de la Măgura este unică în Europa și conține un număr de 256 de statui cioplite în stâncă albă, extrasă din carierele de la Ciuta. Sculpturile au fost realizate de reputați artiști plastici români în perioada 1970-1985. În ultimii ani, Pajiștea, care găzduiește complexul expozițional, a devenit locul de petrecere al buzoienilor amatori de grătare la iarbă verde.